Sănătate, prieteni! Să fiți bucuroși și fericiți cu ajutorul lui Dumnezeu! Sunt lângă Mini Kiwi, lângă o structură de Mini Kiwi, este Isai, un soi autopolenizant, deci nu are nevoie de plantă mascul pentru polenizare, ca alte soiuri. Iar anul acesta este uimitor de bogat, deci nu contenesc să mă mir, s-a dezvoltat și foarte puternic. Priviți drăguții de kiwi, uitați-vă și aici, pe ramurile chiar de jos, până jos de tot. Da, e o uimire. Fructișoarele se fac ca niște boabe de strugure mari, strugurii aceia de masă cu boabe mai mari, n-au puf, deci îi puteți mânca integral, cu coajă, cu tot, și au o aromă mult mai bună decât kiwi, mai dulci, mai puțin acizi și gustoși. Sunt uimit, priviți aici ce este pe ramura aceasta. Ce... A, uitați! Și pe o rămurică, numai rămurica aceasta mică, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bucăți pe o rămurică de câțiva centimetri. Grozav! Este Isai, foarte roditor, foarte rezistent. Sunt bucuros de soiul acesta autofertil. Desigur, am mult mai multe soiuri, sunt încântat de mini kiwi. De câțiva ani de zile, de vreo 3 ani, am început să mâncăm mini kiwi. Unele plante s-au făcut mari, altele sunt în dezvoltare. Sperăm să ne bucurăm și de gustul altor soiuri. Oricum, nu uitați să faceți diferența. Dacă este autofertil, puteți planta chiar o singură plantă solitară. Dacă este, nu este autofertil, are nevoie de polenizant, 3, 4, 5 femele merg la o plantă mascul care doar înflorește. Studiați bine soiurile și, bineînțeles, alegeți soiuri rezistente. De obicei, mini kiwi este rezistent la frig, rezistă până aproape la minus 25, minus 28, minus 30 de grade chiar. Iar producția este uimitoare, vă spun sincer, anul ăsta bate recordul. Sunt plin, pe unde te duci în jurul lor, atârnă mănunchiurile cu bobițele care urmează să se tot crească și undeva la sfârșitul septembrie, început de octombrie, încep să se coacă, se anunță o recoltă foarte, foarte bună. Sperăm să ajungă la maturitate cu ajutorul lui Dumnezeu. În vremurile astea dificile avem nevoie de protecția și ocrotirea lui Dumnezeu mai presus de toată. El face să crească, El ne poate și ocroti de intemperii, de calamități, de nenorociri, pentru că sunt vremuri dificile și este un har că ne mai putem bucura de o plantă, de o recoltă, de ceva bun pentru satisfacția sufletului nostru. Fiți binecuvântați și numai bine!